lights on the other side. You're calling me up at the same time. I'm in the daylight, you're calling to say hi, but your words, they cry. If there's something that you need to say, I know it ain't easy living inside your brain, for sure. You keep telling me that it's all okay, but I know, yeah, your silence speaks so loud. Aseară, pentru că eu cred că observați că părul meu este, să mă întorc spre lumină, mai bine, este cu o tentă de gri. Aseară i-am pus niște șampon mop și l-am lăsat vreo oră și jumătate să stea așa și arată foarte bine, îmi place foarte mult și l-am aranjat din perie și am zis să vă dau bună dimineața, să începem un nou daily. Ați văzut că m-am pus în intro ce am făcut jumătate duminică, în mare parte, nu sunt foarte multe chestii, dar am să vi le includ. Așa că îi dăm drumul la un nou daily, pe 2021, primul de fapt filmat pe 2021, așa că să-i dăm drumul la treabă, vă super pupicesc. În mașină, mă duc până la cofetărie, este ora 1:20, am țin masca așa că sunt singură în mașină, nu este nimeni cu mine. Mă duc să dau o comandă de tort, sărbătorim pe soacra mea, pe mama soțului meu weekendul ăsta, este ziua ei de naștere. Și mă duc să-i dau o comandă de tort, o să-i dau o comandă de un tort destul de mic, până într-un kilogram. Săptămâna trecută o comandă pe BBT și se pare că astăzi a venit. Așa că
nu am luat foarte mult, decât 3 chestii. Hai să le desfac, nu pot cu o mână, stați așa. Am luat acest șampon de la Vichy, Dercos, antipelicural, antidandruf, adică antimătreață. Dar îmi place că are și acid salicilic în compoziție și zice că este foarte bun pentru scalp care are și sebum, dar care face și mătreață, adică fix ce îmi trebuie mie. Are un pH de 5,5, zice pentru scalp sensibil. Acum sper să fie bun. A fost destul de scump, a fost vreo 40 și ceva de lei și are doar 200 de mililitri. 250 de mililitri, destul de scumpicel. Iar apoi am prins la ofertă două dintre astea la 36 de lei. Are gel spumant Bioderma Sebium, sau care mă spăl eu, 400 de mililitri la doar 36 de lei și le-am luat pe astea 3. Asta am luat de pe bbt.ro sau farmacia de oricum stă la aceleași prețuri. Să sperăm că să fie bun. Apoi mai am acolo niște colete de pe AliExpress. Desfac plicurile și pe avară ce este în fiecare plic. În care a fost ăsta și cred că este o husă de telefon. Hai să vedem. A, cui este? Asta e, dar nu știu. A, cui este? Nu știu pentru ce telefon e. În fine, mă uit în comandă. Cred că e pentru telefonul soțului meu, după cum arată. Este o husă neagră de iPhone. Ok, mai departe. Mai avem aici un plic. Vedem ce este aici. Ah, nu cred, ce tare! Mi-am dat comandă de pe Ali. Mi-am dat comandă de pe Ali de dischete dintre astea de machiante din bumbac care se spală după ce le folosești. Adică pui apă micelară pe ele și te demachezi, pe care poți să le speli și să le refolosești. Asta să văd dacă reușesc să desfac unul. Așa arată. Sunt super moi și au un fel de burete așa în mijloc. Mi se par super, super moi. Abia aștept să le testez. Arată super drăguț. Așa, hai să facem următorul colet. O să vă las eventual dacă mi-amintesc pe ecran și sellerul de unde le-am luat. Dar arată foarte bine. Clean Sponge se numește și mi-am luat două. Mi-am luat unul alb și unul gri. Este un pop socket care arată demențial de fain. Mamă, deci arată super. Hai să-l desfac. Uite, cam așa arată. Și e dintr-o asta pe așa, nu sunt ele super rezistente. Trebuia să dau comandă de mai multe, uite, nu mi-a dat prin cap. Dar o să mai dau comandă, este super drăguț. Ok, apoi mi-am mai dat comandă de un suport dintr-o asta de telefon. Să știți că a venit foarte damaged și nu mă așteptam să fie atât de plasticos. Și este foarte roz. Oh, Doamne. Hai să vedem cum arată. Wait. De cam așa arată și poți să-ți pui telefonul aici, să vă fac demonstrație cu husa. Poți să-l pui așa, poți să-l pui și așa, cu toate că nu știu cât o să stea pentru că e foarte, opa, fragil, dar cred că stă. Acum probez cu telefonul și vă zic, stați așa. Opa. Să știți că stă telefonul aici, nu este cea mai bună calitate, dar vorbim despre AliExpress totuși. Așa, hai să vedem cum mai avem aici încă unul. A, și aici, asta, deci asta chiar o așteptau. Mi-am luat paie reutilizabile. Să vi-l arăt. Haide. Ok, în primul rând vine și cu curățătorul ăsta, mi se pare super tare. Și apoi am luat paie dintre astea. Mi-am luat 4 drepte și 3 așa. Uite, cam așa arată. Au fost super ieftine și mi se par super tari. Deci arată genial. Sunt, unul este argintiu, unul auriu și un negru și aici am argintiu, negru și ăsta care este gen mermaid așa. Mi se pare foarte tare. Deci foarte tare. Și cu ăsta și a venit și, oh, și mai unul. Oh, scuzați. Și așa. Și ce credeți? Am două măturici de-astea de spălat. Deci arată genial. Și asta este la fel, tot cu gen mermaid. Deci mi se pare super tare. Și a venit în săculețul ăsta. Astea sunt coletele. Asta e captura de astăzi de pe AliExpress. Și da, de-astea sunt cea mai încântată și de-astea. De-astea două chestii. O să le testez și o să vă zic care cum sunt. Dacă sunt bune, cred că o să-mi placă și ăsta. El nu pare foarte, foarte ușor, este cât de cât greuț. Acum depinde cum se va comporta, dacă va rezista și vreau să vă arăt cât de greu se închide. Adică ca să nu vă gândiți că, uite, vezi, când trebuie să-l stabilești înălțimea,
sau cât de a plecat vrei să stea, se desface și se închide destul de greu în ideea în care să țină telefonul. Mi se pare super tare. Acum, nu știu, vedem cum o să fie. Asta e captura. Să mă vedeți pe. Salut! Așa, am ajuns și acasă, m-am și schimbat, pentru că am fost să dau comandă de tort. Am dat comandă de tort, am luat tortul Raffaello, din prăjitura Raffaello, de fapt. Costă 50 de lei kilogramul. Și cum trebuie să pun insigna mea personală pe tort, ce credeți că am făcut? L-am dat să fie de culoare roz. Da, asta am făcut. Este 2:15, am programare la ora 5, am o programare, am o întreținere de semi permanentă, așa că până una alta pun astea la loc pe care le-am primit și duc la bucătărie paiele. Și da, asta e tot. Am stat 2 ore și ceva în pat, mi-a venit o poftă nebună să mă duc să-mi fac o cafea. Doamne, ce bate vântul. Și mă duc să-mi fac un cappuccino, că am poftă, să beau ceva care conține cofeină. Așa că hai să-mi fac o cafea și o să iau și aspiratorul, ca să dau puțin cu aspiratorul. Trebuie să fac un minut, să pornim aparatul. Mamă, știți cât este de frig afară? Îngrozitor. Să pun apă la aparatul. Am luat comandă de niște cafea de pe dolcegusto.ro. Aveau transportul gratuit la orice comandă. Și ce credeți că am luat? Caramel macchiato. Cana asta foarte, foarte drăguță. Este de la Jumbo. Și este asupra, dar el nu o folosește. Așa că voi folosi eu. Am dat cu aspiratorul. Acum, stați așa. Please don't fall. Acum, o să mă așez aici confortabil și o să-mi savurez cappuccino. Ah, cheers for me. Extraordinar. Ne auzim mai târziu. Am terminat programarea și ce fac eu acum, pentru că auziți apa aici, degheț niște carne, pentru că nu cred că se va degheța în timp util, o să fac niște varză călită pentru mâine. De fapt, mâine o să fac varză călită pentru poi mâine. După ce termin programările, facem varză călită. Ce fac eu acum, în afară de partea că am pus aia la dezghețat, e că mi-am pus în această oală niște sarmale de la bunica mea, să se încălzească, pentru că vreau să mânc. Și cam atât. Doamne, ce cearcăne am. Nu credeam că am așa multe cearcăne. Vedeți care este starea coșurilor mele. Arată puțin mai bine decât data trecută. Da. Și înainte să mă întrebați, nu m-am vopsit. Este părul meu cu șampon mov. Ok, mănânc! Cool fucking sneakers. More. Și vreau să-mi prind părul pentru că urmează să merg la bucătărie să gătesc. Sper să termin, pentru că la 3:20 am programare și e 2:30. Se poate observa că părul meu s-a
îngrășat, așa că urmează să-l prind, să-i fac un cuc și o să vă arăt că am fost să fac și câteva cumpărături. Mi-a venit și comanda de cafea. Dați așa. Please don't fall. Ok. Fac eu un cuc în vârful capului și-l prind cu asta. Hai că stăm. Aha, nu rog asta pe mine, dar simt că mă spânzură de gât. Stați așa, să mergem la bucătărie. Așa. Opa. Zicem de becus. Bright light afară. Hai să ducem astea la bucătărie. El cuti. Și îmi fac o cafea de asta, că s-a ricută, să văd cum e. Uite, astea sunt capsulele. O să le și scot de aici. Din cutie și avem așa, din gama asta de Starbucks avem caramel macchiato, care are, mă rog, 6 băuturi, 12 capsule și am luat 2 dintre astea. Și apoi din gama Dolce Gusto, latte macchiato caramel, care, mă rog, cred că e un așa același lucru, doar că asta are, cred că sunt 8 băuturi. Diferența de preț nu este foarte mare. Dar cum sunt foarte curioasă, hai să pornim aparatul și să facem o băutură, pentru că sunt tare curioasă. Și am luat o cană nouă, pe care vreau inițial să o duc la birou, dar îmi place prea mult. Și scrie aici, Ori Less Love More. Și este foarte drăguță. Este super. Apoi, că se tot, dacă toți la capitolul desfăcut, am luat niște burezi între ăștia de vase. Sper că sunt buni. Și apoi, am mai luat o tavă dintre asta cu fund detașabil. Vreau să fac o prăjitură. Niște lumânări pentru tort. Biscuiți digestivi. Am luat dintre ăștia. 4 banane. Astea sunt. Și niște cereale nescuite dintre astea de la Lion. Și m-am zis că urmează să fac o prăjitură, dar hai să spăl cana. Că sunt foarte curioasă cum sunt astea, pe astea o să le facem. Așa că hai să vedem. Am zis că o să-mi dau comandă și de niște siropuri dintre alea pentru cafea. Am văzut că se poartă. Cam așa arată. Caramel în macchiato. Și să pun și un lapte. Și să vedem. Ridicăm asta un puțin mai sus. Ok. Punem cana. Mai întâi el milk. Băgăm. Și pun. Nu știu exact. O fi dulce, nu o fi, nu cred. No, am pus cam 2 lingurițe de zahăr, acum să sperăm că o să fie suficient. Miroase foarte intens la caramel. Asta pot să vă zic. Dar vreau să văd cum e la gust. Să gust. Este foarte bun! Oh my god! Da, cred că o să cumpăr decât așa ceva. Super bun. Hai să mă apuc de treabă. Apă. Ok. Acum. Am pus aici un castron. Avem o chestie asta unde storc eu varza. Și acum mi se urmeze să tai varzuca. Nu am un stil anume de a tăia varza. În așa fel încât să nu fie nici foarte mică, nici foarte mare.
ideea este că nu prea am avut ce să vă arăt și am zis că decât să vă arăt chestii inutile, mai bine vă arăt chestii utile. So, ce fac? Un lucru pe care nu l-am făcut niciodată. Am niște cutii de lapte condensat pe care le-am luat acum vreo jumătate de an, poate 3 luni, 6 luni, nu știu cât sunt, în fine. Și nu le-am făcut nimic, nu le-am gătit. Și am zis că vreau să gătesc ceva cu ele. Și am văzut că din acest lapte condensat se poate face dulce de lece sau caramel. Doar că trebuie să fierbi acea conservă, pentru că este într-o dintre aia de conservă de aluminiu, într-o oală, între 2 și 3 ore și jumătate. Sta să vă arăt exact despre ce e vorba. Aici este conserva mea. Este lapte, apă și este pus pe foc. Și că trebuie să o fier 2 ore și jumătate. O să las înceapă să fiarbă. După ce începe să fiarbă, o să dau focul mic și o să las 2 ore și jumătate. Pentru că vreau să fac banoffee, nu știu cum se cheamă, pie. Este acea plăcintă, dacă pot să-i spun așa, prăjitură cu de biscuiți amestecați cu unt, cu această cremă de dulce de lece, de caramel, cu banane și cu frișcă. Dar o să mai îmbunătățesc un pic rețeta și o să pun și niște fructe de pădure și aș vrea să pun și niște fulgi de cocos. Dar până acolo trebuie să fac acest caramel. Așa că hai să facem caramelul. Midnight and city lights on the other side. You're calling me up at the same time. I'm in the daylight, you're calling to say hi, but your words, they cry. If there's something that you need to say, I know it ain't easy living inside your brain, for sure. You keep telling me that it's all okay, but I know, yeah, your silence speaks so loud. Emotional suicide. You know it's a knife or eye.
can save your alibi. I already know you lied. Oh no, no, don't even try. Watch the flame in me ignite. You didn't wanna walk, didn't wanna walk the plank. But then ready or not, then ready or not it came. Baby, it was dark, it was hard to see. And that's when a spark lit inside of me. Oh, I was lost from every. Oh, oh, oh. One day you will see. Ascult muzică cât timp îmi fac baie, adică vreau să-mi fac baie și vreau să ascult muzică cât timp fac chestia asta, că mi se pare de fiecare dată când nu ascult muzică, aud chestii în cameră. I know, crazy person. Don't mind me. Trebuie să-mi fac baie și pe cap, asta înseamnă că o să dureze ceva. Și am zis că să-mi pun ceva muzică. Sper că ai și bună prăjitura. Chiar sper. O să o tai mâine, cred. Sau poate mai târziu când vine al meu soț acasă, vedem, nu știu. Dar asta vreau să fac, să-mi fac baie. După ce-mi fac baie, poate ne mai auzim, dacă nu ne auzim mâine. Midnight and city lights on the other side. You're calling me up at the same time. I'm in the daylight, you're calling to say hi. But your words, they cry. If there's something that you need to say, I know it ain't easy living inside your brain, for sure. You keep telling me that it's all okay, but I know, yeah, your silence speaks so loud. Sunt mai puțin de 24 de ore de când l-am spălat și deja a început să se îngrașe. Am încercat un nou șampon de la Vichy aseară. Stai să vi-l și arăt și să vedeți pe ce e vorba. Let me find it. Oh. Da, să întorc camera să-l vedeți. De fapt, este cel pe care vi l-am arătat că l-am primit în... Mă rog, că l-am comandat de pe BBT-i. Ăsta este, are niște particule foarte mici, ca și cum ți-ai face un scrub la cap, dacă pot să spun așa, la scalp. Nu știu să spun de ce, sunt un fel de niște de semințe mititele, așa. Dar cu asta m-am spălat aseară. Stai că mi-au căzut niște prosoape pe aici. Și acum ce vreau să fac este să merg la bucătărie și să desgheț niște piept de pui, cred că mai este în congelator, cred. Și nu știu ce să-i fac, cred că o să-l prăjesc sau o să-l fac la air fryer. Și vreau să vă arăt și prăjitura pe care am gustat-o astăzi și care a ieșit demențial de bună. Așa, hai să vă arăt și tortul soacrei mele, că azi am făcut și am luat și tortul. Este în pachete și cadou. Oho, vezi, na. Ok, mâinea noastră din bucătărie îngrozitoare. Dați așa, să-l prinși pe ăsta. Tot îngrozitoare, dar hai să desfac tortul să vi-l arăt. Uite așa, să punem una alta. Așa. Aba, asta este. E foarte drăguț, este roz. Eu am ales culoarea tortului. Este făcut în prăjitura Raffaello de la cofetăria Teica de la mine din oraș, așa se cheamă cofetăria. Și am ales să punem fulgișorii roz. Astea nu le-am ales noi, așa a venit tortul și scrie la mulți ani. E foarte drăguț. Da, să-l și împachetez la loc. Acum hai să vă arăt prăjitura de aseară, care este frigider și de care am și mâncat astăzi. Așa arată în interior prăjitura, este foarte bună, caramelul are un gust genial, dar văd că a început să se lase pe aici, nu știu exact de ce. S-a înmuiat așa, este foarte, foarte, foarte bună. Chiar o să-mi pun o felie. Eu mănânc o felie de tort și iau și mai târziu. M-am pus într-o poziție mai ciudată așa, să mă vezi aici jumătate. Am aici punga de cadou, care se poate cam turchită puțin.